Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acest plan al Uniunii Europene, unde ar trebui sau ar urma să fie impuse reguli noi pentru puștimea care vrea permis auto. Pe scurt, permisul ar putea fi obținut la 17 ani în Uniunea Europeană, 19 cum e acum, dar proaspătul șofer nu va avea nevoie să meargă singur cu mașina până la 18 ani, ci însoțit de un adult. Îl ia pe bunicul de 88. Da, Adina, da. Adina Vălean, adică ce schimbă asta sau cum te ajută asta, da, știi? Asta zic. Adina Vălean, comisarul european pentru transport, a venit cu astea, cu noutățile acestea într-un interviu pentru un ziar din Bulgaria. Nu se preciza, adică doamna Vălean n-a precizat, apropo de permisul obținut la 17 ani, dacă adultul însoțitor din mașină trebuie să aibă sau nu permis. Că vorba lui Zaf. Îl iei pe bunicul, îl duci până la casa de pensii, până la piață, până la nu știu ce și mergi singur cu, de fapt. Legat de lipsa de experiență a șoferilor, iată ce zice Adina Vălean, citez: accidentele rutiere au loc mai des în rândul tinerilor participanți la trafic decât în rândul celor mai în vârstă. Deși ei reprezintă doar 8% din numărul total al șoferilor, în 2 din 5 coliziuni mortale este implicat un șofer sau un motociclist cu vârsta de sub 30 de ani. Acesta este un motiv real de îngrijorare. Acest tipar este influențat de factori comportamentali și așa mai departe. Și totuși, în acest context, Uniunea Europeană se gândește să coboare vârsta de la care se poate obține permis de conducere. Probabil consideră că dacă e un adult, te mai potolește, știi? Da, și spune, încet, încet, mai încet. Ce poate să facă adultul? Să tragă frâna de mână? Vezi dreapta. Știi? Da, liber dreapta. Cam așa. Da, se mai pregătește ceva, Comisia Europeană mai pregătește ceva, instruirea și examenele vor fi adaptate pentru a pregăti mai bine șoferii pentru numărul tot mai mare de utilizatori vulnerabili în trafic. Ce vrăjeală. Cum da, chiar așa. O să-i pregătească, de exemplu. Ce înseamnă vulnerabil? Vulnerabil sunt cei care circulă cu trotinete electrice sau alte dispozitive de micromobilitate, cum sunt cei pe o singură roată. Rotile. Poate da, dar Uniunea nu cred că își face prea multe probleme, că în țările civilizate, unde chiar e Uniunea, da, acolo există piste pentru trotinetiști, pentru bicicliști și pentru toți cei care sunt mai mobili așa în trafic. Da. La noi e mai dificil. La noi cred că trebuie rezolvată, în primul rând, problema cu permisele cumpărate pe șpagă. Asta cu vârsta mi se pare o problemă secundară. Dacă de seamă că la Suceava acum e sărbătoare. Da. Mamă, încă am mai câștigat un an. Crește piața. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.